Hotelul Montecervo a fost o idee, să zic, de familie, care a început greu, s-a dezvoltat greu, dar a venit din ideea, din necesitatea de a face un loc cât mai natural pentru oameni. Adică aici toate așa sunt proiectate în cadrul hotelului încât să te simți în natură, să nu simți beton, să nu simți ziduri, să nu simți, adică geamuri cât mai multe, lumină naturală cât mai multă, lemn foarte mult folosit, cât mai mult lemn, cât mai multă natură. Ca și servicii oferim o dată pentru relaxare, ca și activități, avem partea de misol de spa, unde avem o piscină destul de mare, cu apă sărată, specific apă sărată, fiindcă nu punem clor. Pe lângă punctul central, piesa centrală a piscinei cu apă sărată, avem salină, saună, cameră de relaxare și cameră cu aromaterapie. Pe lângă asta se mai poate face masaj la cerere. A trebuit să închidem temporar, ca și noi, ca toată lumea, am fost afectați direct. Clienții au renunțat toate rezervările, deci complet. Chiar când se înceapă starea de urgență, la noi s-au golit toate rezervările. Tot așteptăm măsurile care trebuie să le luăm. Nu putem să prevedem. Sigur că și noi vom avea aparate de dezinfectat automate, vom avea sticăre cu distanță. Clar, personalul va purta măști, poate viziere, sigur mănuși de unică folosință. Noi ne putem adapta foarte ușor. Fiind un spațiu mic, noi oferim intimitate, exclusivitate. Avem terasa pe care trebuie să o folosim. Micul dejun va fi special la farfurie. Fiecare familie va primi o masă desemnată care va folosi pe tot sejurul. Au nevoie de relaxare și copiii au nevoie de relaxare, de aer curat, munte pentru oxigenare. Oamenii, viitorul, în concluzie, eu zic că va fi bun, fiindcă toată lumea trebuie să relaxeze, să iasă din rutină.